Noi trecem mai departe. Investiție de 65 de milioane de euro în portul Constanța. Aceasta aparține unei companii din Emiratele Arabe Unite, care a folosit însă bani europeni pentru proiect. În urma investiției, portul Constanța Sud Agigea și-a extins capacitatea cu un terminal cargo pentru mărfuri grele și un terminal RORO, capabil să gestioneze până la 80.000 de vehicule pe an. Terminalul inaugurat astăzi are și un scanner care permite ca tirurile și camioanele să fie verificate din mers, fără să se mai oprească. Scannerul poate verifica 70 de containere pe oră, comparativ cu actualul, ce are o capacitate de numai 4 containere pe oră. Scopul investiției din port, spun reprezentanții companiei arabe, este îmbunătățirea circulației mărfurilor între mările europene, dar și atragerea de noi companii de producție în portul Constanța. Asta în contextul tensiunilor geopolitice în creștere în regiune. La inaugurarea celor două terminale au fost prezenți astăzi premierul României, Marcel Ciolacu, ministrul transporturilor Sorin Grindeanu și sultanul Ahmed bin Suleiman, președintele companiei care a făcut posibilă această investiție.